fie ce moment este de neprețuit. Sub stele trece apa, cu lacrima de seamă, mi-e dor de a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Vânt cu papon cuprinde și frunza o destramă, mi-e dor de-a tale brațe, mi-e dor de tine, mamă. Veniți lângă mine, doamna Maria, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bucuroși de oaspeți? Eu mă numesc Carina, sunt curierul online florării emoții.md și știți bine că astăzi este ziua internațională a femeii, da? Este ziua în care bărbații, de obicei, nu contează, sunt soți sau copii, lasă toate lucrurile deoparte și își amintesc încă o dată de mamele lor scumpe, da? Și vor să le facă ziua mai frumoasă, să le aducă zâmbetul pe buze. Asta au vrut să facă și feciorii voștri. Știm că sunt doi. Anatolie și Ionica amândoi. Amândoi, desigur, n-au uitat de mămica și au vrut să vă facă, chiar dacă afară este nourat, să vă aducă zâmbetul pe buze, ca să vă aducă flori, pentru că în această zi femeile trebuie să primească flori. Trandafirii vă plac? Să știți că ei vă iubesc foarte mult, vă respectă, vă duc dorul, vă poartă în suflet și în această zi, pentru că sunt departe, ne-au trimis pe noi ca să vă aducem un prezent din partea lor. De aceea primiți acest buchet foarte frumos de trandafiri roșii. Vă mulțumesc. Primiți-l? Așa. Și noi, echipa emoții.md, în așa zi specială, ținem și noi să felicităm frumoasele femei. De aceea, din partea companiei emoții.md, o cutie de bomboane Raffaello. Să vă îndulciți! Vă mulțumesc mult! Ei v-au scris un mesaj, eu am să-l citesc, după care mai discutăm. Ne-ai crescut mama în poală, de la leagăn până la școală. Zile întregi și nopți de-a rândul, ne-ai vegheat somnul și gândul. Ne-am învățat să gângurim, să spunem mamă, să zâmbim. Ne-am învățat apoi prin casă primii pași până la masă. Ne-am învățat să nu ne alintăm, ne-am învățat să nu mințim, să nu știm ce este frică. Toate ne-a învățat mămica. Mamă bună, mamă dragă, te vom iubi o viață întreagă pentru tot ce ai făcut, pentru că tu ne-ai crescut. Cu dragoste și recunoștință, feciorașii Anatolie și Ionica. Acum aveți posibilitatea să le transmiteți un mesaj de mulțumire. Vă mulțumesc mult din tot suflet. Dar în schimb, sunteți surprinsă și v-a plăcut surpriza. Da, mulțumesc mult, vă mulțumesc din tot sufletul. V-ați trădănuit și ați călcat azi. Am ajuns și la voi. Am ajuns la grada mea. Cu mare, mare drag, să știți că nouă ne face plăcere, mai ales într așa zile deosebite, care toate femeile trebuie să primească felicitări și flori, desigur. Mulțumesc din suflet, fii sănătos, Veronica, Anatolie și Ion, fiți sănătos, să aveți grijă de mama. Asta vă dorim. Până la zi, bătrâneți. Neapărat. Neapărat, sunt sigură că așa o să fie și vă felicităm că aveți așa băieți bravi, să fii, vă dorim ca să fii mereu lângă dumneavoastră. O să aveți o surpriză. Surpriză, îi aștept. Bine atunci, noi vă dorim o sărbătoare frumoasă și să vie cât mai repede cu toții acasă. Tot cascăle o iermi și frunza o destramă, mi-e dor de vorba-ți caldă, mi-e dor de tine, mamă. O stea mi-atinge fața, ori poate-a ta neframă. Sunt alb bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină, alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md